După trei sezoane în care a evoluat în cupele europene unde a reușit performanțe greu de atins pentru orice echipă, HC Zalău a jucat o finală și o semifinală de cupă EHF. Elevele lui Gheorghe Tadic au început să simtă o oboseală tot mai accentuată, iar aceasta s-a văzut și în partida disputată de Sălăjence miercuri în capitală. Chiar dacă simte că elevele sale sunt destul de obosite, tehnicianul zălăuan își dorește să obțină maxim de puncte din cele două jocuri pe care elevele sale le vor disputa pe teren propriu, cu toate că nu este foarte convins de faptul că își dorește și în sezonul viitor o participare în cupele europene. Pentru publicul nostru, care ne-a susținut necondiționat de fiecare dată, avem obligatoriu nevoie de două victorii în ultimele jocuri de pe teren propriu. Mă uit la locul 4, dar în același timp mă gândesc la locul 5. Ne-ar prinde bine să facem o pauză și să nu jucăm în cupele europene. O participare în competițiile europene implică niște costuri mari care destabilizează puțin situația financiară. Mai mult de atât, dacă nu am jucat în cupele europene, fetele tinere ar putea juca mai mult și reconstrucția s-ar face mai repede. Oricum, noi vom aborda toate meciurile la victorie și vom vedea unde ne vom situa la finalul sezonului și ce se va întâmpla și la Cupa României, competiție programată la Oradea, în perioada 20-22 mai, la o săptămână după disputarea ultimei etape de campionat. Până la finalul actualei ediții a Ligii Naționale Feminine de Handbal, fetele de la Handbal Club Zalău mai au de disputat 3 partide, 2 pe teren propriu și una în deplasare. Primul joc din cele 3 rămase de disputat cu SCM Craiova este programat duminică de la ora 11 în sala sporturilor din Zalău. În penultima etapă programată miercuri 8 mai, Ana Maria Șomoi și compania se vor deplasa la Cluj-Napoca pentru duelul cu Universitatea Jolidon, iar în ultima etapă programată miercuri 15 mai, sălăjencile vor primi vizita echipei Handball Club Dunărea Brăila.